Așa. În această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Bârlad, efectuează peste 20 de percheziții domiciliare la adrese de pe raza orașului Mugen, județul Vaslui. În cauza în care au fost dispuse percheziile domiciliare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, uz de armă fără drept și distrugere. Ancheta este în curs de desfășurare, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a tuturor persoanelor implicate. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, Grupării Mobile de Jandarmi Bacău și Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Iași, Neamț, Bacău, Vrancea și Galați.